Sincer, mă sperați sunt pe treaba asta de când a plecat Cindy. Adică măcar Cindy e ok și am fi accidentată și că se duce când are. Și tu, bă, cine a zis, noi am făcut treaba asta, în cauza noastră. Ce înseamnă parte de transeie și așa, dacă nu vă doriți să mai ajungem la eliminare? Nu-și dorește nimeni, nu, Ade, nu face comparație, că indiferent că noi ne certăm sau ceva, ai văzut și acum la ultimul meci. Am fost acolo, mi-am dorit ca echipa să câștige, inclusiv ea, inclusiv el, nu m-a interesat. Eu sunt prea competitiv ca să pierd ca echipă și încerc să ajut pe toți atât cât pot. Nu e vorba de asta, nu are nicio treabă. Gândește-te că am avut discuții cu ea fix în dimineața aia. Am avut așa un mic conflict, un mic clinch cu ea și după aia la meci am susținut-o și pe traseu și la final. Asta este dovadă de maturitate din partea ta. Știu și când azi, vezi că te face fraier pentru ceva, că îi spui că... Interesează. Eu dau bună ziua pentru că mă respect pe mine în primul rând. Dacă și eu ce fac? Ziua, să susțin o persoană care nu susține echipa? Nu pot. N-am cum. Adică în orice sport. Păi atunci ce să zic? Hai să le pierde pe toate. Păi da, dar nu e vina la mine. Adelina, nu e vina la mine. Nu, vorbești ca și cum e vina la mine, ca și cum ar trebui să fac ceva. Păi caută vina în altă parte și se rezolvă în partea aia, nu la mine. Că eu am încercat. Ce se rezolvă, are 20 de ani, ce vrei să pun să fac? Și cât să mai... Gata. Mulțumesc pentru încredere. Și eu cred în tine. Placara olimpică. Placara mea pentru Irisa. Ce prost ești. Ce prost. Nu ești faniză. Băi. Nu fă la psihii, mă, că mâine poate ajunge la ștafetă. Asta e Irșa, un sar toată viața mea. Se pare fani ce faci și celorlalți că băieți care se consideră bărbați în devenire, vi se pare fani la fel, da? Nu, mai se pare, eu mă gândeam altcultul altceva. Tu, Cosmin, dar ce e așa amuzant aici? De râzi așa cu poftă. El e amuzant. Nu ce zice, nu e. Niște bărbați, sincer, mă șocați, mă, unele gesturi ale voastre mă șochează. Cu sar toată viața mea. Ia, cum faci la scol? Gata, mă, ai reușit să strici și atmosfera din seara. Da. Este în continuare. Am luat și jignit că nu suntem bărbați tot din cauza asta. Bărbații de venire, bă. Da, aici... Dacă el face o glumă atât de proastă și voi râdeți cu atâta poftă, mi se pare... Eu n-am râs, dar m-am plictisit, Cucu, dacă de tine se făcea altă glumă, te plictisești tu la un moment dat, crede-mă. M-am obișnuit cu Insula, îmi place foarte mult. M-am obișnuit și cu Baraka, dar într-adevăr că seara sunt niște musafiri cu care eu nu mă întâlnesc de obicei acasă, adică niște șerpi, am văzut tarantule, scorpioni, adică chestii foarte interesante cu care nu mă întâlnesc acasă. M-am obișnuit cu ele, dar recunosc că cumva prea mă ia somn așa ușor, mai ales că le aud pe aici, știi?
Fac ba pe aici, ba pe aici și nu știu de unde să vină. Fac așa, da. Asta e. Colegii vorbeau despre Elena, că exact așa a început totul. Vorbeau despre Elena, că ce a făcut Elena, ce a zis Elena, cât am plecat eu cu Sebi și Cosmin, ne-am dus după Cocos. Și în timp ce am fost plecați, ne-a zis Raluca, că Elena a spus că vai, ce susținută se simte ea de Irișa și de Culiță, că nu știu ce, și am zis, a, acum s-a schimbat, nu se mai simte susținută de Ștefan, nu mai e cu Ștefan. Când a venit Ștefan, l-au luat pe Ștefan în brațe. Dacă vrei, uite, când vine întreabă. Știi ce am zis? I-am zis să ia totul mai în spirit de glumă, că prea e dramatică. Uite, ai zis-o tu, care stai cu ea de vorbă. Păi am zis și întreabă ca să-ți confirme, că despre astea lucruri vorbim, că m-a întrebat ce crezi că e, crezi că e problema la mine, m-a întrebat ea. Crezi că e problema la mine? Ce crezi că trebuie să schimb? Și am spus, ești prea dramatică. În cea mai mare parte, mi se pare că Elena dramatizează foarte mult în tot. Își caută într-adevăr oameni care să o susțină, să o înțeleagă. Iar în momentul de față, a susținut-o Irișa atunci când a fost discuția cu fetele conflictuale. A venit Ștefan, a sărit direct pe el pentru că era un om nou și avea nevoie tot așa de o susținere. Pentru că de acasă vezi lucrurile că ea este nevinovată și toată lumea are ceva cu ea, dar de fapt nimeni nu are nimic cu ea și poate ea dramatizează mult prea mult. Încerca să facă prietenă cu tine. Exact. Prima dată. Exact. Era numai nu, cu ea și Irișa era cu noi, cu băieții. Nu, fii atent, i-am zis și ei, vă zic și vouă. Eu nu țin cu oamenii, eu țin cu situația. Punct. Pe care situația? Analizează situația? Și acum, stai puțin, și acum dezvolt. Am empatizat cu ea atunci când plângea și am luat-o în brațe și i-am zis că o să fie totul bine, nu mai plânge. Am fost foarte taxată. În rest, care? Că ce? Că și voi vă plimbați, dar ce să fac, să mor singură? Stai puțin. Nu să faci chestia asta, dar ea plânge de cele mai multe ori pentru că dramatizează și trage de plâns. O singură dată am văzut-o plângând atunci și am luat-o în brațe și am zis, o să fie totul bine. Am și o întrebare la tine. Asta, nu să fie tras plânsul. Am o întrebare la tine. Da. Până la situația care ea a plâns și a empatizat cu ea, tu nu aveai cu cine sta? Da, cu toată lumea am stat. Aha, și de ce după ce ai empatizat cu ea, stai doar cu ea? Nu e adevărat. Da, e apărarea, numai ei. Nu e adevărat. Ba da. Am luat apărare când a țipat Ștefan, dar toată lumea a luat apărare. De câte ori te-ai dus tu cu Elena să stai cu singură pe drumuri? Până în seara când a luat ea totemul? Niciodată. Am mai zis Irișa, da mă, da, eu iau apărarea pentru că se simte nu știu cum. Și am zis, bă, nu trebuie să iei apărarea, că nimeni nu atacă. Eu doar, ea când se preface aici în chem, că alea, că alea, eu nu-i zic nimic, poate să facă ce vrea viața ei. Dar când suntem la joc, la consiliu și sunt oameni de acasă care se uită la noi, eu nu pot să o tac când o văd pe ea că face... și se masează la picior. Că știu de ce se masează la picior, știu de ce dramatizează în fața oamenilor la consiliu, la joc. Ca să vadă oameni de acasă ce dramă duce ea. De ce nu se mai duce Elena cu Ștefan acum pe drum? Păi asta e fix problema lor, nu știu, nici nu mă bag. Păi trebuie să le vezi chestia asta. Și eu ți-am spus ție că ea s-a prefăcut la punctul ăla și tu îmi spui am luat-o în brațe că am plâns. Și zis, n-am zis că de ce ai luat-o în brațe, nu mă interesează. Sătul de voi! Îți am zis doar că se preface. Irișa nu prea înțelege lucruri. Irișa e o fată de la o extremă la alta. Înțelege, nu prea înțelege, ori se face că nu înțelege. Dar până în ziua de azi mi-am dat seama că Irișa nu înțelege mai nimic. Trebuie într-adevăr să fie fair play și corectă cu toată lumea și... Băi, mie nu mi-a greșit cu nimic personal. Mie personal, dar nu e vorba de greșit. Băi, Irișa, ce nu înțelegi, mă, femeie? Că înțeleg că am înțeles și punctul vostru de vedere, dar ți-am spus și pe al meu. Păi nu mă interesează punctul tău. Dar de ce trebuie să-l ascult pe al tău și după al meu nu? Păi nu a zis nimic că ți-a greșit ție cu ceva, mă, femeie, ești nebună la cap. Păi șerpa-l, hai că e de 4 luni aici, am înțeles ce ai zis.
Mulțumește echipei că te-a ținut degeaba și că te car în cârcă. Prefă-te mai bine că nu vrei să iasă cu tare din echipă sau cu tare. Fii bine cu toată lumea, că eu dacă stăteam o lună pe bară și echipa nu mă vota, echipa îmi dădea de mâncare, imunități câștigate. Păi mulțumeam la fiecare și mă simțeam așa cumva, cum să fac să vă ajung mai mult, cum să fac să mă fac util, nu cum să fac să vă enervez, nu cum să fac să caut strategii. Stai pe bară o lună de zile, trebuie să mulțumești la toată lumea din echipă. N-ai voie să te duci să lii tu în brațe pe, doar pe unul și să lingi. Că bravo, că punctul tău este... Ți-am zis? Minunat, ți-am bravo! Să aduci punctul. Mă, dar să... și voi atunci ziua aia, nu ziua aia, cu o zi înainte și ziua aia inclusiv, toți băieții v-ați îndreptat atenția spre la Luca și ați sunut-o foarte tare și nu m-am supărat. Pe mine aproape deloc. Era Irișa, zero, nu-i adevărat, vezi că au fost zile când și pe tine te-au susținut băieții pic, și mie mi-au zis stai dar pe Luca, bară. Să vorbesc un pic. Irișa niciodată nu ține cont. Eu uite, de exemplu, când Irișa intră pe traseu și eu consider că bă, n-am fost atât de bună pe final sau nu m-am descurcat atât de bine. Eu niciodată nu vreau să intru. Bă, intră tu, că ai dat mai bine. Că așa mi se pare normal. Adică, bă, hai să fim corecți. Nu există chestia asta că nu ești susținută și că altcine ești susținut. Dacă nu te-ar susține echipa, aici nu ești să fii lins de echipă. Te susține ea de acasă, nu echipa. Și echipa te susține. Asta cine zice? Că nu mă simt susținută. A, asta e de ce ai asta mi se pare. Plecați-mi. Nu mă simt susținută. Nu, frate. Echipa susține pe toată lumea care se duce la fel. Plecarea lui Cindy cred că ne-a făcut pe toți să ne simțim prost. Plus de asta, aia a fost una dintre persoanele care eu m-am atașat foarte repede și m-am împrietenit destul de repede cu ea, am vorbit cu ea anumite chestii, am avut momente când a trebuit să mă descarc și cu ea pur și simplu simțeam că pot să fac treaba asta. M-a ajutat cu multe lucruri la fel, de multe ori împărțeam mâncarea, dădeam de la mine, ea dădea de la ea, adică sunt chestii micuțe care fac diferența între restul din echipă. Eu m-am atașat foarte mult de ea și în același timp mă și așteptam ca ea să plece. Nu la consiliu, dar mă așteptam că nu o să mai avea așa de mult timp, mă așteptam că va pleca din cauza piciorului. Băi, încă un consiliu în palmares de eliminare pentru noi, dar de data asta ne-a dispărut, a plecat fericirea. Energia echipei. Cindy. Pare rău că a plecat. Când a fost atunci la spital și a stat câteva zile, eu nu i-am simțit lipsa foarte mult și abia așteptam să se întoarcă. Și acum când mă gândesc că a plecat de tot și că nu mai este în echipa noastră, mă întristează puțin faptul ăsta, dar într-un fel înțeleg situația. Era și accidentată, nu era refăcută 100% și poate asta este ceva bine pentru ea. Poate intra pe traseu și se agrava situația și în situația asta consider că s-a întâmplat ce trebuia să se întâmple, adică e ceva corect, nu e... Nu știu, pare rău că a plecat și sper să ne revedem cu mine în România. Bă, după consiliul ăsta, am simțit, mă rog, nu știu, 10% poate din ce ați simțit voi când a plecat Starling. Sau, adică eu când am venit cu Bogdan, noi nu înțelegeam de ce unii dintre voi erau atât de abătuți, știi? Uh-huh. Că plecase Starling și noi vă tot spuneam, bă, dar lasă, asta e, a plecat la mai bine, n-a murit, e ok, hai să mergem mai departe, cu energie, cu da. Vibe, știi? Uh-huh. Băi, când i-a zis aseară numele lui Cindy, deși am petrecut câteva zile cu ea, știi? Da, mă, te atașez. Mamă, zici că mi-a băgat așa ceva în mine, știi? Nu vrea să cred că se întâmplă și că pleacă ea. Că nu mai vezi, da, că nu mai văd și că gata, dar acolo a fost momentul mamă, ăla. Mamă, și cât am râs cu o zi înainte cu ea aici și cât da. Am glumit în seara aia. Te-am cântat? Da. O să simțim lipsa lui Cindy, era o piesă importantă aici la noi în camp, dar din păcate, cred că pentru echipă a fost mai bine așa, pentru că nici Maria nu era bine să plece, cum am zis, o aduce foarte multe puncte și contribuția ei este necesară în viitorul echipei.
consiliul ăsta de eliminare, primul al meu, de fapt, a fost puțin emoționant. Cel puțin spre final, când s-a aflat cine a ieșit. Dar oarecum, cred că am fost printre singurii din echipa mea care știam sigur că nu o să iasă Albert și Maria. M-am enervat pe Maria și mai tare. Am pierdut două pariuri din vina ea. Eu am câștigat, am pus pariu pe Maria că rămâne. Și uite că Zani a câștigat pariu cu tine. Vrei să-ți dau? S-a mai întâmplat. Da. Odată în istoria Survivorului, tot la războinici, aceeași situație. Da, nu s-a fost... mai întâmplat să fure nimeni, publicul nimănui. A fost un consiliu destul de interesant, să zic așa, sau nu știu cum, m-a ținut așa în suspans, în sensul în care s-au salvat și Albert și Maria, ceea ce pentru mine era cea mai mică, cea mai slabă ipoteză, să zic așa, că s-ar salva mai ales Maria. A profitat de băiat. Îți dai seama cum Albert se gândește de două ori. Mamă, dacă... Nu se gândește hăm, se gândește de trei ori. Hăm, hăm, hăm. Sincer, să mai fiu prietenă cu Maria. Bă, poate fac familia Albert. S-a apropiat, i-a picat fața lui Albert, i-am zis după consiliu, ți-a cam furat Fanny. Și i-a picat fața, n-aș știu ce să răspund, s-a uitat la mine. Bă, și zis, bă, ce? Gata, Albert, te-ai dus. Dacă de-aia zis, mai permit să n-aduci puncte, pa! Bine, glumesc, scuzai să... Ei doi cred că vor fi cei mai votați acum încolo. Sincer să fiu, când am auzit Maria că este favorita publicului, Maria până acum nu a ieșit nici pe locul 2, nici pe locul 3, nu prea am văzut-o în top. Toți cumva, pentru că s-a apropiat mai mult de mine, au, să zic, au dat-o un pic la o parte, au votat-o, deși în opinia mea nu merita să fie votată ea. Și tocmai de asta m-am gândit, mă, poate e și nouă, nu a... Publicul nu a votat-o până acum, dar mulțumesc publicului că a votat corect și, sincer să fiu, nimeni cred că nu se aștepta, cred că nici eu acum nu zic când să sune ca o aroganță să iasă ea favorita publicului. Ce m-a șocat așa un pic a fost că n-a mai ieșit Albert pe locul 1. La asta nu mă șocam. Da, nici eu. A detronat pe regele. Nu mă așteptam asta. Chiar vreau să ajung la 10-a săptămână. Chiar dacă ajungeam la 10-a săptămână era ceva... Era de 10. Da, era de 10. Ce mi-au dat. Dar a venit Regina și... A deronat. Regina e mai sus decât el. Da, dar chiar tu te așteptai să fii votată? Nu numai că nu mă așteptam să fii votată. Eu, din capul meu, era cum să mi-au rămas bun de la voi, înțelegi? Adică nici măcar nu mă gândeam că mai rămân. Da, păi să fiu votată favorita, îți dai seama că a fost bagajul pregătit. Mamă, da, am făcut bagajul și am zis, băi, atâta a fost pentru mine. Nu... Pentru noi toți a fost o surpriză. Am fost atât de bucuroasă, nici nu știu cum să exprim lucrul ăsta în cuvinte, pur și simplu mi-am dat seama cât de mult îmi doresc să rămân după ce am ieșit favorita publicului. S-a dus Albert pe 2, a venit pe 1 Maria, așa cum am acuzat-o de la început, a venit pe aceea strategie de victimizare și alte chestii. Pot să zic că este și vina noastră, de fapt, în mare este, nu vina mea, este meritul meu. Pe mine ce mă interesează este că aduce puncte, se descurcă la îndemânare, nici nu mă interesează traseul atâta timp cât vine la final și ia punct. Da, așa cum am spus, pe de o parte este meritul ei, pe de altă parte consider că atât Albert cât și ea ar trebui să mulțumească pentru că i-am adus în top, în preferații publicului, eu i-am făcut, eu și poate noi, restul, dar eu în principal i-am făcut victime, ceea ce acasă prinde foarte mult. Ne luăm și noi acasă cucu, facem plantații. Mamă, și uite câte nuci de cocos sunt acolo. Aici mai e foarte puțin cocos față de cum e pe insula. Acolo aici e de cocos. Aici e mango, dacă te uiți atent, copaci de mango.
Da, cum era la drăgă. Am învățat și cu mango, că am învățat de la Cosmin, exact. Simt când aud sunetul, îmi dau seama dacă e mango sau nu și cade pe jos. Ce mai sunt pe aici? Viesp multe. Aici, în burenile astea, sunt viesp multe. Viesp. Da. De mâncare cam atât, nu? Astea și astea cocos, mango și cocos. Bă, dar șerpi? Șerpi, da, am văzut. Astăzi am explorat jungla. A fost un moment relaxant. Atât eu cât și Cucu am văzut ce se află și în împrejurim. Până acum nu am ieșit deloc din camp, în afară de traseu și cam atât. În alte locuri nu am mers. Însă a fost un moment relaxant. Cu siguranță o să mai ies puțin atunci când o să se creeze tensiuni din nou. Cu siguranță o să ies să explorez din nou ce se află în împrejurim și eventual să-mi iau câteva momente pentru mine. Bă, uite, dintre gașca Ana care este, mie de voi doi chiar îmi place. Mulțumim. Adică tu ești Adelanda al meu și ești pe filmul meu și îmi place să stau de vorbă cu tine. Mie nu-mi place de voi doi. Nu-ți place? Nu, no, da. Glumesc. Da, îmi place chiar mult de tot. Și Dezan îmi place că e foarte, așa, e nebun ca mine. Eu nu prea arăt chestia asta de obicei. Da. Dar le-am și eu pe ale mele, adică știi eu sunt un... Zani, când ai un grup de 10 din ăștia așa, știi, și ai 10 felii de portocale, le dai și ăsta care întreabă, dar de ce îmi dai? Dar de Zani nu mai întreabă, el o ia și te stropește în ochi cu ea, da. Și ăla-i Zani. Zani mi se pare un băiat foarte amuzant. Eu mă amuzam pe seama lui încă de acasă. Am văzut acțiunile pe care le făcea pe traseu. Oarecum mă regăsesc în ceea ce face Zani uneori, mă refer la nebunia lui. Eu sunt la fel o fire foarte energică, însă uneori simt că ar trebui să aibă o limită, să știe când să se oprească. Văzând că este mizerie pe patul meu, am dat cu mâna în locul liber care era între paturile noastre. Practic, asta a fost greșeala mea, pentru că de acolo a început un întreg scandal. Că eu fac din adins și că eu îi dau ei nisipul pe patul ei, în condițiile în care nici măcar nu ajungea, pentru că eu scuturam cu mâna. Practic, de aici a pornit toată cearta. Dar, Luca, te rog. Păi nu mă mai ruga, Elena. Fă cum trebuie și nu mă mai ruga. Fă cum trebuie. Te rog. Cum, mă, ne, tu rogi din suflet și din inimă și nu vrei să te ceri, dar te ceri cu fiecare în fiecare zi. Mamă, acolo explodezi și gen, cum mă să susții chestiile astea? Ai greșit. Mamă, tu. Ce-am pierdut? Buzunarul, fetița mea. Fetița caracter. Mea, vezi cum vorbești cu mine. Cred că te iau de cozile alea, nu aici, când ieșim din emisiune, Elena. Serios, e o amenințare. Da, exact, te iau ca pe amenințare, da. Bine, hai că ne vedem după emisiune. Păi ne vedem, abia aștept. Suntem fete, suntem mature, nu cred că ar trebui niciun caz să vorbim nici urât, nici pe amenințări, nici să-mi fie frică poate să merg prin București ca să nu mă bată Raluca. Adică, cred că ar trebui lucrurile astea să rămână aici și, din punctul meu de vedere, vor rămâne. Îmi doresc mult ca și, din punctul ei de vedere, la fel să stea lucrurile. Zbăra lucru. Vezi că ea știe să se folosească de ceea ce spui tu, să dramatizeze și după o spune... M-a amenințat, mi-a zis că îmi face, că îmi drege. E mare diferență între voi două. Păi e mare diferență pentru că dacă tu nu te duceai la Zani și ziceai acele două fete conflictuale, nu s-a să ajungeai. De asta zic eu sigur. Păi, tocmai asta este și ideea. Ai început tu singură, ai greșit. De la a spune un lucru legat de Ana și ajunge să-mi spui că tu ești răzbunătoare, că cu tine am terminat-o, că ne vedem în București, că mă iei de codițe, da. Și așa mai departe, da. Eu cred că e prea mult și asta spune multe despre caracterul meu. Vreau să spun ceva. Irișa așa sunt eu, sunt o persoană vulcanică. Că a fost pur și simplu un context. Dar pe mine nu mă interesează în ce context a fost, pe mine nu mă interesează asta, cuvântul asta, conflictual, asta, atât. De caracterul oamenilor. Păi nu e de caractere, voi face, mă deranjează pe mine. Bine. Cu Elena nu am absolut nimic personal cu ea, mă deranjează doar că
dramatizează exagerat de mult și întrebarea mea este următoarea. De ce Elena a avut cele mai multe conflicte din această emisiune? Cred că aproximativ cu toate persoanele, la un moment dat a avut o discuție mai aprinsă sau mai puțin aprinsă, cu toate că ea spune că nu-i place să se certe. În primele două săptămâni, să zic trei, eu n-am văzut Elena tu să te duci să susții în felul ăsta pe nicio fată, nici pe ea, nici pe ea și nici pe ea. Să te duci la margine și să faci, hai, hai, Grișa, hai, hai că poți, hai. N-am s-a văzut asta. Nu e adevărat. Da. Asta așa nu crezi tu că faci, dar nu faci. Și nu e nimic, stop, lasă-mă să termin. Fix. Nu e nimic de condamnat, așa. Atâta timp cât tu ai o afinitate față de ea, pentru că ți-ai dat apărarea de două ori. Dar nu poți să spui acum că nu sunteți prietene și tu faci lucrul ăsta. Elena Marin are conflicte cu toată lumea. Dar cu toată lumea. Spuneți-mi, e un conflict între Zani și alte persoane de aici. Nu există. Spuneți-mi, e un conflict. Spuneți-mi, e o persoană din echipa asta care nu a avut conflict cu Elena. Toți au avut conflict cu Elena, toți au avut ceva cu Elena mai mult sau mai puțin. Ai fost certată cu Leneș? Noi certate. Ai fost certată? Și eu îi luam apărarea că nu e normal să vorbiți de o femeie așa sau să vă gândiți că nu o doare, cum ați făcut și cu mine. Ai nu fost certată cu Leneș? Nu toată lumea se preface. Nu știți cu adevărat ce trăiește un om. Este foarte simplu să acuzi. Este foarte simplu să zici că nu-l doare. Asta doar pentru că tu crezi. Aici a intrat drama în scenă. Ok, păi orice spun nu e ok. Păi n-are relevanță. Dacă nu spun lucrurile pe care voi vreți să le auziți, eu mint sau dramatizez. Dacă îmi spun punctul de vedere, eu mint, sunt falsă, dramatizez, sunt fix cum vreți voi să... fix ceea ce voi vreți, cum vreți voi să mă considerați. Când se certa cu Raluca, stăteam frumos la mine în pat și nu voiam să mă bag. Îi auzeam vocea cum striga, cum se agita. Și eram acolo în pat, am zis, nu mă bag. Este normal în momentul în care a zis că nu se simte susținută. Este normal, poate, inclusiv cum s-a întâmplat cu Irișa, poate, să văd că sunt doar două, trei persoane care coboară, Culiță, Ștefan, nu știu, poate Cosmin și restul stați pe bancă. La Raluca, de exemplu, toată lumea coboară. Așa poate nu are nevoie de atâta susținere, nu, atât de cobor. Multă. Nu te-ai simțit susținută de mine? Eu când mă duc pe traseu nu văd cine coboară. Nici eu n-am văzut cine coboară la mine. Cine stai puțin. Stai, că ai zis bine. Tu când te duci pe traseu nu vezi. Exact, nici înseamnă nu că cineva vine la tine și spune că ăla nu te încurajează, că X, că Y, că Z, corect? Dacă tu nu vezi. Nu. Păi și atunci, uite că ea spune chestia asta. Pe mine mă afectează și psihic. Bă, mi-a tot cheful să mai stau pe aici. Mi-a tot ești de un când văd că ea stă pe bară și în loc să fie recunoscătoare față de toată lumea și să încerce să fie prietenă cu toată lumea, ea își caută afinități, își caută asocieri, bârfe după copaci. Nimeni nu te acuză pe tine că ai coborâ, că n-ai coborâ, că nu mă interesează dacă vii să-mi zici mie. Hai, Zani, te rog din toată inima, vină cu punctul. Și să mă iși pe mine în brațe cum o iei brusc pe Irișca de la un moment dat. Toată lumea știe clar că aici trebuie să aducem tot aport echipei, toți aport echipei și tu ai intrat odată pe traseu, traseul ăla nu a fost de gleznă, ai șchiopătat, te-ai dat în fața oamenilor că tu șchiopătezi, după ai început să mergi normal, n-are cum nimeni să tacă când te vede că tu mergi pe aici normal și la jocuri șchiopătezi și dai vina pe glezna aia. Doi, la mână. Având în vedere că stai pe bară avem de atâta timp, dialog. Stai să-mi zic punctele 3 și după vă răspunde. Nu. Doi la mână, având în vedere că stai pe bară de 3 săptămâni și tu stai în echipa asta, mănânci, nu ești afară dată din echipă, se câștigă imunitățile. Se câștigă imunitățile și mănânci și tu cauți ceartă cu toată lumea. Talent, ai talent. Implici un medic. Păi da, eu am spus că nu mai joc a doua zi când eu m-am dus la domnul Teo și am zis că vreau să joc și mai să stau liniștită. Nu, atâta timp cât șchiopătești pe acolo când și faci Teo o victimă. Spus, doctorul, n-ai cum, doctorul, pentru că s-a umplat glezna mai tare, despre ce vorbim? Doctorul nu poate să te lase să joci atâta timp, a doua zi, atâta timp cât tu după prima zi în care ai jucat, ai acuzat glezna că te doare. E normal că nu te poate lăsa să joci.
Elena, n-am nimic cu ea, n-am avut niciodată, nu m-am certat niciodată, nici nu o să mă cert, asta e pur și simplu, este părerea mea. Legat de accidentarea ei de acum, s-a dramatizat foarte mult după ultimul joc în care n-am avut, să zic așa, un traseu foarte solicitant. A fost foarte mult în apă, deci nu ar fi trebuit să fie foarte mare problemă cu glezna ei, așa cum susține ea și acum. Te o faci 2 săptămâni, o faci 3 săptămâni, e adevărat, dacă trec o faci 4, a trecut o lună. Bă, ai coloană și zici, nu mă mai fac bine. Atunci se vede că te gândești doar la tine să rămâi în competiție, nu la alții 4 care ies în luna aia. Tu gândești aia, am să zic. Dacă stai o lună, nici o naștere, dar 2 săptămâni, 3. O lună e too much, dar așa 2 săptămâni, am zis 10 zile, 2 săptămâni, cred că oricine poate să accidenteze, să-și dorească să se întoarcă pe traseu. Eu intru în joc, sunt accidentat. Am intrat în joc și am pierdut. Nu mai fac o dramă că am pierdut din cauza accidentării mele. Din cauza ta. Îmi asum, tac din gură și asta este, frate. Aici așa este. Bă, știu clar că a căutat să se certe cu toată lumea de aici și a făcut dramă pe toate chestiile. Și nu s-a dus niciodată să-și ceară scuze. Toți pe aici când ne-am certat ne-am cerut scuze unul altuia. Și am trecut peste a doua zi, adică am demonstrat că s-a trecut peste și că-s momente. Ea nu, dacă i-ai spus Elena o mai călcat, dramă, e ceartă și o ține minte și tu pentru ea ai că... i-ai spus tu că ai călcat, e pa! Eu nu o să mă cer niciodată cu nimeni, adică dacă eu spun contradictoriu cu Irișa, că la tine mă n-am nicio problemă, da, așa? Eu nu o să mă cer niciodată cu Irișa, o să-i spun părerea mea. Dacă văd că nu s-a legat nimic din părerea mea cu ea, atunci atac din gură și atâta. Nu stau să-mi pierd energia cu chestii din asta, pentru că nu are rost. La eu vreau să-mi păstrez energia, să mă duc să dau pe traseu și să pot trăi eu până mă duc acasă. Crede-mă că suntem cei mai proști. A să știi. Îmi asum că sunt prost. Am spus mereu, sunt prost și ăsta sunt. Da, suntem proști. Ne-am dat seama, eu cu Zani, că suntem doi proști. Chiar foarte proști, pentru că noi încercăm să îmbunătățim echipa, noi încercăm să ținem atmosfera ca lumea între noi, că oricum suferim destul aici. Dar se pare că unii oameni, și pot să le dau și nume, Culiță, Cosmin, cine mai e? Culiță, Cosmin, Ștefan, Cucu și Andreea, prea devreme să vorbesc despre ei, deși și ei au văzut anumite chestii și ne-au confirmat oarecum înainte de incidentul ăsta, că avem dreptate, că Elena se preface, că Elena joacă o piesă de teatru, că e urât din partea ei. Când a venit vorba să o spună de față cu ea, nu o mai spun. Suntem foarte ok în majoritatea timpului. Ce m-am săturat de 4 luni, ce în majoritatea timpului aici toată lumea e foarte ok, puteți să confirmați că sunteți noi veniți și nu știți de desubturi din spate. Nu știm de desubturi. Ideea este alta. Când vezi un om că fură curent, trebuie să-i spui, bă, vezi că fur curent. Simplu. Și de acolo, dacă îi spui Elenei, bă, n-ai procedat corect, Elena are un mega talent, cum a zis Zani, de te duce, de, ai pierdut și ideea de la care ai început. Ajunge înapoi în, bine, hai în să facem timp, altfel. 3 luni. Hai să facem altfel, Sebi. Vrei, uite, să-mi zică nu trebuie oamenii să faci nimic noi cu mine, eu n-am nimic nu cu tine, îți repet personal. Ceva. Să-mi zică oamenii noi, uite cum i-a zis la un moment dat Ștefan, indiferent cum i-a zis-o și după aia a venit la mine, sau cum, nu știu. Să-mi zică oamenii cu care asta eu... asta la tine. Zi-mi-o, indiferent, zi-mi-o și după aia vin-o la mine și scuză-te. Scuze, da. Nu. Asta contează la tine. Nu. Am văzut o atitudine schimbătoare față de ultima discuție pe care Ștefan a avut-o vis-a-vis de Elena când i-a spus cu glezna. Probabil a avut o discuție cu Liță, cu el și cu Elena și a fi spus, gen, ai grijă că nu faci bine să țip la Elena, nu faci bine să-i spui Elenei de față cu toți că greșește calea, că Elena e susținută acasă. O să vorbească toată lumea, când o să se pierdă imunitățile, atunci o să începe să vorbiți toți. Că de-aia de fapt sunt discuțiile astea, da? Pentru că unul stă pe bară, unul n-aduce aportul, unul aduce, unul zumără punctele de pe margine. Bă, aveți o vârstă, știți care sunt riscurile aici, care nu sunt, nu mai traumatizați. Ți-ai rupt piciorul, te-ai accidentat, gata, am pierdut, am asumat. Te duci la doctor, nu trebuie să știi toată lumea ce vrea asta. Riscurile le știm cu toții aici, nu mai faceți vai și amar. Toată lumea intactă, nimeni nu și-a spart capul, ochii, da? Toată lumea. Când dărâm baraca, dacă nu te vrei. O să vă accidentați 200 de ori. Noi ne-am hotărât eu cu Zani să nu mai scoatem nimic în evidență și atunci când se pierd imunități, oamenii noi să înceapă să deschidă gura pentru că se vă vizați spre eliminare. Și atunci spunem verilor, mergeți în față cu Elena.
ca susținută și poate și vă trimite acasă. De o săptămână de când am venit eu am văzut niște mici schimbări la echipă și sper, chiar sper să o ținem tot așa, pentru că altfel de acolo, de la zero, e clar ce se va întâmpla cu noi, deja suntem 7, se poate ghici ce se poate întâmpla dacă nu ne revenim. Hai să ne concentrăm mai mult pe alea de imunitate care urmează, că astea de reward le-am tot câștigat, dar am pierdut 4 la rând de imunitate. Săptămâna trecută ați venit și am câștigat la recompensă, dar n-am ținut, am fost așa cu un hop. Dacă asta ziceam eu. 50-50, două ei, două noi, mă rog. Da. Noi două de recompensă, ei două de imunitate. Din păcate, nu știu dacă pot juca nici săptămâna asta. Este foarte dificil pentru mine, nu-mi face nici mie bine, sunt pe margine văzând colegii cum luptă fără mine. Mi-e greu să nu pot să-i ajut și în același timp, cu siguranță, este și o strategie destul de slabă în condițiile în care nu intri pe traseu o săptămână sau două și dacă, Doamne ferește, pierzi jocurile de imunitate, scazi din voturile publicului. Sper să mă recuperez repede, să intru. Nu o să stau la recuperare la maxim. Când o să simt că pot măcar să alerg, să mă sprijin în dreptul, o să intru, indiferent ce se întâmplă. Și trebuie dacă n-ai intrat, Sorin, a semnat foarte mult că ne-ai susținut și ai strigat la noi. O să fac chestia asta în continuare și o să revin. Trebuie să o faci și pentru Silvia acum. Energia la bancă este foarte importantă. Eu am văzut asta în al treilea joc, pare mi se, pe care l-am jucat împreună cu ei, când unii dintre noi nu prea au mai avut chef să îi susțină pe ceilalți și am și pierdut și s-a și văzut că nu mai avea nimeni chef de nimic. Dar n-ați văzut și Ștefan cu Sebi cum s-au certat? Da. Deci Sebi a intrat odată și nu l-a mai lăsat să mai intre. Ștefan a intrat, a ieșit în față. Ei sunt foarte orgolioși, au un ego mare și vor să intre să joace, să demonstreze, să arate. Pe noi ne interesează acum, în momentul ăsta al competiției, pe noi interesează să rămânem măcar în formula asta. Da. Să nu mai plece nimeni săptămâna viitoare de la noi. Și să și mâncăm și să le câștigăm pe toate. Dar focusul principal e să nu mai plece nimeni. Hai. Nu e ego că vreau eu să joc, că vreau să-i demonstrez lui Rișa că nu știu ce, vreau să-i demonstrez lui Xulescu că nu știu ce, știi? Clar. În prima zi când am venit la Survivor, am câștigat cu echipa jocul de recompensă și în ultima zi am dovedit că se poate să câștigăm în formula asta. N-aș vedea de ce n-am câștigat și astăzi la fel în aceeași formulă cum suntem. Atenți la strategii. Atenți la traseu, focusați pe câștig. De atunci când vorbește Elena, mie îmi vine să dau game over la viață. O văd când se ceartă cu cineva, cu câtă ură și cu cât interes se ceartă și... Dar te rog din suflet, lasă-mă în pace. Dar te rog. Dar te rog. Sebi, te-am rugat, Sebi, din suflet, mă puneți la zi. Competiție? Dar cum era la început? Păi la fel, n-au să te nu pe tine. La început, că sunt de la început. Lasă-mi voie să vorbesc. La început, bă, puteți să o întrebați, dar nu știu dacă o să recunoască. Nu lăsa nimeni să vorbească și nu o agrea nimeni. Și după o lună de zile eram în drum spre traseu și a venit la mine și mi-a zis: Zani, aș vrea să vorbim între patru, dacă vrei, că uite, vreau să spun ceva. Și zic, bă, ce-o fi cu fetița asta? Că nici eu nu vorbeam cu ea, știi? Și era Stan, era... Cum îl cheamă? Cost, era mai mulți. Și nu știam cum să-i zic. Zică, ai zis că vrei să vorbim. Și Zani, uite, te-am văzut pe tine mai așa și am zis că ești mai deschis decât restul și mai sincer și putem vorbi. De ce crezi că nu mă lasă nimeni să vorbesc? De ce toată lumea mă dă la o parte? De ce? Și m-am uitat la ea și am zis, dar nu văd că toată lumea face treaba asta, adică nu văd că e așa. Pur și simplu, a venit toată lumea competiția asta să lupte
și cel mai puternic rămâne. Noi nu am jignit-o pe Elena, mai ales de foarte mult timp noi nu mai avem nimic cu ea. Pentru că a stat în banca ei acum, a văzut pericol, a văzut fete noi, a văzut că nu mai e singură, începe iarăși să fie acea Elena din prima parte a competiției când a avut de eliminat fete și a curățat echipa să rămână doar ea. Par prea multe oale și eu am zis și lui Seb, nu știu de ce vă implicați de fiecare dată. De exemplu, dacă era, nu ești, iar nu te... Nu, ba da, din moment ce vorbești, ba da, are legătură cu mine. De exemplu, discuția e, stai puțin, nici n-am reușit să deschid gura și deja țip la mine. Păi țip pentru că știu deja ce vrei să zici. Nu știi. Discuția ei cu Elena, știi, trebuia să lasă să discute ele. Păi nu puteam să o las, Irișa, voi sunteți genul care... nu vorbiți. Eu păi când nu, am că și ea e apărarea Elenei și... Eu nu ea e apărarea nimănui. Dar n-ai băgat și tu în discuție. Irișa, m-ai întrebat ceva. Nu puteam să tac, dacă doar se certau, tăceam. Dar când am văzut-o cu câtă pasiune se certa cu ea și le arunca și cu vocea Raluca, că nu știu ce. Să zic, nu țin partea Ralucăi. Dar Raluca este cea mai în banca ei. E exact Cosmin, varianta feminină. Nu interesează, e în banca ei. A fost atacată de multe ori că va fi votată, că... nu aduce puncte, e slăbuță pe traseu, am văzut cu toții asta. Dar nu se bagă în conflicte, nu vrea să se remarce în alte feluri, stă în banca ei. Și de asta m-am băgat, și hai mă, Elena, lasă să mai devreme te certai. Așa s-a întâmplat și cu Maria și cu Albert, așa i-au făcut favoriți. Dacă este favorită Elena, să nu... Eu sunt conștient de treaba asta. Să, să nu vă mire. Păi n-am zis mai devreme că ea sau Culiță, ți se pare că nu știu ce se întâmplă aici? Eu cred că ea vrea doar să pară victimă în continuare. Cred că joacă rolul foarte bine și pentru mine a luat premiul Oscar. Am o săptămână de când sunt deja în competiție. Astăzi urmează un nou joc. Sunt curioasă să văd ce traseu voi avea, vom avea. Sper să nu fie ceva cu apă, fiindcă asta mă pune în dificultate, mai ales apa foarte adâncă. Orice ar fi, știu că trebuie să îi dau înainte, nu am de ales. Câștigăm toți, ori pierdem toți. Eu asta îmi doresc. Armonie, să mergem din ce în ce mai, cu cât mai multe victorii în următoarele săptămâni, să dăm afară din ce în ce mai mulți faimoși. Astăzi, cu siguranță, faimoșii vor rămâne iar nemâncați. I-am lăsat să mănânce un pic mai mult la masa de Paște, pentru că știam că săptămâna asta care urmează or să rămână nemâncați și cu siguranță or să pierdă și jocurile de imunitate. Eu știu că pot să dau randament și știu sigur că sunt un războinic și un faimos în același timp și că o să dau randament 100% pe traseu, poate chiar 110%. Forturile noastre ar trebui să crească și să încercăm să fim din ce în ce mai buni și să luăm toate recompensele. Eu o să dau tot ce pot pe traseu, ca de fiecare dată, de fapt, când intru, încerc să fac tot ce pot și să dau tot ce pot din mine. Sper ca și colegii mei să facă același lucru, sperăm că lăsăm un pic
pretensiunile și, să zic așa, fițele de vedetism pe care noi le avem, sau văd eu că le avem în ultima perioadă, să le lăsăm în chem. Vă mulțumim pentru vizionare! Nu uitați să ne urmăriți accesând linkul de aici, mai multe clipuri aici sau aici.